Bună seara, bună seara, Radu, ție și invitațiilor. Ce părere ai despre aceste cuvinte? Dan Petrescu spune că încearcă să repare ce a fost făcut greșit înainte și că trebuie să facă, să câștige meciul cu un lot pe care nu l-a făcut el. El când face un lot, îl face, alege jucători cu forță. Da, mi-e jenă, practic mi-e jenă și e jenant să intru într-o discuție contradictorie cu un coleg de-al meu. Și aș pune o simplă întrebare lui Dan Petrescu, dacă tot m-ați sunat. Am intrat din respect pentru ceea ce s-a întâmplat la CFR și din respect pentru toți iubitorii de fotbal și aș dori să mă lăsați să vorbesc, că mi-ar trebui cam o emisiune, dar să vedem spațiul care avem la dispoziție, să vă spun exact ce se întâmplă la CFR. În primul rând, dacă domnul Petrescu afirmă aceste lucruri, este grav. Este grav. Să nu uităm că domnul Petrescu, cu un coleg al dumneavoastră care tot timpul dă din mâine așa să limite pe Giovanni Becali, mister. Nu știu, dar Marius, cred că te ne legăm de, un nu, comentator. Nu, ascultă-mă puțin. Mister, care era în emisiune înainte de meciul cu FCSB, cu zi înainte de acest meci, dacă vă aduceți aminte, eu am trăit un moment penibil pentru fotbalul românesc, pentru mine, când domnul Ilie Dumitrescu a afirmat clar, și uitați-vă pe emisiune, că Dan Petrescu nici nu s-a apropiat de echipă și că nu stă în același hotel cu echipa. El deja stătea în același hotel cu echipa, la Double Tree, vă spun eu, și eu mă trezeam de vreo lună, de vreo lună jumate, tot mă întâlneam în hotelul unde locuiam, tot venea Mara. Cobora, urca, neavând nicio treabă cu CFR Cluj, mă băteam cu el pe lift, care să apăsăm să intrăm în lift. Am simțit eu ceva atunci, dar am zis, zic, bă, poate o fi o pură întâmplare, mai are afaceri pe aici, sau cine știe ce se întâmplă. Revenind la ceea ce spune domnul Petrescu, înainte, domnul Ilie Dumitrescu, înainte de jocul cu FCSB, înainte de rezultat, că nu știa rezultatul, a spus că Dan Petrescu nu a luat legătura cu echipa și așa era și normal, având în vedere că dânsul nu semnase contractul până atunci. După care, acest domn Petrescu, care dumneavoastră veniți și spuneți că face aceste afirmații, după meci, Ilie Dumitrescu arată mesajele de la Petrescu și spune, uitați, acum mi-a dat mesaj că a pregătit el meciul. Ce să pregătească Petrescu într-o zi? Păi bun, dar Ilie Dumitrescu ce vină are? El pare că la început știa un lucru și pe aia, dacă i-a dat Dan Petrescu un mesaj, a zis, uite, Petrescu păi spune că de fapt. Ce facem acum? Vreți să spuneți că Ilie Dumitrescu e mai prieten cu Șumudică decât cu Petrescu? Păi a, nu, să, eu nu știu cu cine e prieten, știu doar că... Ne ascundem după Păpușoi, păi tot nu vedem ce se întâmplă în fotbalul ăsta românesc. Nu vedeți ce se întâmplă în fotbalul românesc? Tot dăm... Se întâmplă multe, e adevărat. Da, păi, eu te întreb, ce a fost făcut greșit? Păi lasă-mă să vorbesc, că echipa e nepregătită, dacă vrei să vorbim. Dacă nu, eu am intrat din respect pentru tine și pentru iubitorii de fotbal. Vorbim, dar putem să avem un dialog. Putem să avem un dialog, nu monolog, corect. Eu am spus că el spune că echipa e nepregătită. El a avut 2 săptămâni la dispoziție să pregătească echipa. A pregătit echipa, a spus că a făcut-o și a pregătit-o, le-a dat vână și cu Steaua și pe această echipă, că l-am auzit și pe Iani Zicu și pe domnul Ștefănescu sau cum, spune da. Că nu s-a făcut pregătire. Pe această echipă, cum a putut să-i calce în picioare pe Steaua și nu FCSB, marcând 4 goluri pe lungă și pe a doua? Deci dusă mingea pe ploaie, pe apă, pe teren. Cum poți să domini o echipă decât dacă ești bine pregătit fizic? Adică de acum 3 săptămâni. Nu, Marius, Marius, eu am spus că... Lasă-mă să vorbesc și pe urmă poți să vorbesc și tu, te rog frumos. Că acum sunt în... Cred deci, că ești nervos. Și Mudică i-a pregătit până la meciul cu Steaua, câștigă jocul, după care, nu eu am câștigat jocul, băieții au câștigat jocul, că erau foarte bine pregătiți fizic și uitați-vă la rapoarte și la tot ceea ce s-a întâmplat, după care apare un domn antrenor care a venit acum de 3 săptămâni și care a avut la dispoziție 3 săptămâni să pregătească, schimbă 7-8 jucători care erau pregătiți de mine și care erau gata pregătiți, sau 6-7 câte a scos după listă, aduce 3-4-5 jucători pe care îi pune pe listă și acum se plânge că jucătorii nu sunt pregătiți. Păi eu sunt vinovat că nu sunt pregătiți jucătorii care i-a adus.
Eu sunt vinovat că la meciul cu Steaua Roșie, când le-am spus jucătorilor, mă, veniți cu mine la conferința de presă, 7-8 jucători acum și vorbiți, vedeți de ce ați făcut greșelile astea personale, ne dăm nume, iar acest antrenor, domn Petrescu, apare și spune că Bălgrădean i-a distrus meciul trecut sau nu știu ce. Păi de ce jucătorii respectivi acum nu mai apar și nu mai spun că îi deranjează când se dau nume sau ceva de genul ăsta? Este urât. La un antrenor este urât în momentul când apar la flash interview și dai nume că jucătorul X, Y a greșit și că rufele se spală în familie. Eu le-am spălat în familie, n-am dat niciun nume niciodată și nici n-am aruncat cu pietre în ceea ce a făcut un antrenor dinaintea mea. N-ai voie să spui în viața ta, dacă respecti meseria, să repar ceea ce s-a făcut. Păi ce s-a făcut greșit? Că ai avut un președinte care ți-a luat 4 campionate. Păi ți-a luat 4 campionate. Pe președintele i l-a luat totuși, da, Marius. Președintele a luat campionatele, da, da. Președintele a luat campionatele, Marius Copilu a luat campionatele, vă spun eu. Fiindcă Petrescu a fost bolnav de COVID, nu știu cât timp n-a fost la echipă, vă spun eu. Asta a fost într-un campionat. A venit Edi Ordănescu anul trecut, care a luat echipa de unde a luat-o și a luat un campionat, da. Și tot ridicăm în slăg niște eu, oameni. Eu nu spun că Marian Copilu nu are merite, dar cred că au merite și antrenori. Are merite foarte mari și au avut merite și antrenorii. Echipa aceasta, cu Șumudica antrenor, a făcut 7. Eu consider că și meciul cu Steaua este pregătit de bine din punct de vedere fizic și nu s-a schimbat niciun jucător. Deci au jucat aceiași jucători, același sistem, exact totul. Și au câștigat jocul cu Steaua, care practic nimeni n-a făcut niciun antrenament cu ei, decât un antrenament cu o zi înainte. Ce puteai să faci cu o zi înainte la un antrenament? Asta una. În al doilea rând, nu înțeleg ce s-a făcut greșit. Să vină, facem o emisiune amândoi, ne invitați pe amândoi și pe mine și pe Petrescu, dacă are sânge în instalație, cum spune el că conduce vestiarul și că este un om puternic și că se crede așa, se înfoaie el, venim și discutăm față în față ca doi profesioniști și vedem ce s-a făcut greșit înainte și ce trebuie să repare. Păi nu sunt eu vinovat că tu ți-ai ajuns jucători care săracii au două viteze ce cipălor. Nu sunt eu vinovat, nu sunt eu vinovat de lucrurile astea. El deci cred că spune de jucători care nu sunt puternici. Eu nu sunt vinovat că Petrina nu mai este Petrina de când era cu Șumudică. Eu nu sunt vinovat că Omrani nu mai este Omrani de când era cu Șumudică. Nu sunt eu vinovat de lucrurile astea și nu vreau să mi se pună mie în cârcă. Cum nici eu nu îi le pun în cârcă lui Petrescu. Că eu sunt un tip loial, un tip care îl respect și care cred că așa este normal. Dar nu veni, eu nu intram în direct. Vedeți că nu vorbesc o lună de zile. Dar nu veni acum să-mi proști cu noroi niște oameni care au muncit acolo și care te-au lăsat pe primul loc la 21 de avei 21 de puncte, 7 din 7, 21 de puncte, cu Ian Boys Berna acasă. Nici n-au ajuns la poartă Ian Boys Berna. Ne-au dat gol în ultimul minut de prelungire din lovitură liberă. Ne-au dat gol. Nici n-au avut nicio ocazie la noi acasă. E adevărat, cu Steaua Roșie. Ratez penalti. Deac, domnul Deac, ratează penalti. În afară de asta, Bălgrădean dă pe lângă minge. Asta se întâmplă cu Steaua Roșie. Și arbitru dă un penalti imaginar în minutul 4. Asta s-a întâmplat cu Steaua Roșie. Și acum venim și aruncăm cu noroi că s-a făcut greșit totul. Ce s-a făcut greșit, domnul Petrescu? Ce s-a făcut greșit? Ce Marius, vreau să te întreb ceva, că ai zis despre domnul Deac, așa oarecum ironic. Nu. Și ai mai spus despre niște jucători care sunt de, cum să spun, cu experiență la un moment dat, fără să-i numești, okay, adevărat. Okay. Ai spus despre jucători. Ai avut senzația că din vestiar au venit niște lucruri care s-au întâmplat lucruri care nu trebuiau să întâmple? Nu mă gândesc la așa ceva. Eu n-am făcut niciodată astfel de afirmații. Pentru că Deac totuși joacă slab și acum. Eu nu pot să mă gândesc niciodată și nici o clipă nu mi-am gândit și nu mi-am acuzat jucătorii. Nici o clipă. Dar eu n-am venit în fața camerelor doar la vedere să spun X mi-a mâncat meciul, X a greșit, Y a făcut. Dacă faci așa ceva, nu e în fișa postului unui antrenor. Sau vrei să ieși tu din filmul respectiv, să nu fii actorul principal, să treci într-un rol secundar, să nu mai fii tu pistruiatul și ăla care striga universul, să treci în planul secundar și să fii profesorul care te-a scundat un post să nu te prindă cine trebuie să te prindă. Ai înțeles? Astea se întâmplă la centrat. Nu pot să vorbesc mai mult și nu pot, că ar trebui să facem o emisiune să vă spun eu ce s-a întâmplat la CFR, dar rămâneți muți.
Rămâne mut, vă spune, dar ce s-a întâmplat la CFR. Spune măcar un lucru dintre astea, că, ca să rămâne muți. În fine, da, asta este o altă problemă. Eu sunt vinovat că au venit 3 jucători și că la mijlocul terenului joacă alți jucători în momentul de față. Nu vreau să vorbesc despre jucătorii care a adus, că nu e normal. Bravo lui, el crede în jucătorii respectivi. Să dea Dumnezeu să facă rezultate, dar să nu uite că Marius Copilu, nu Marian, nu scrie Marius Copilu, că ne asociați amândoi. Eu sunt Marius Mudică și el e Marian Copilu. Da? Marian Copilu și cu Marius Mudică au clădit un lot care era pe primul loc, da? Clubul a încasat 4 milioane de euro din Conference League, indiferent. Și am jucat cu Steaua Roșie, care astăzi i-au bătut pe Braga, care este una dintre cele mai bune echipe din Portugalia, Steaua Roșie, iar ea, voi sper, nu vedeți unde sunt. Nu mai, bă, cine? Jablonez? Păi noi îi facem pe Jablonez, acum cine sunt Jablonez? Păi cine sunt Jablonez? O rușine de echipă, nu vă spărați pe mine. În locul 11 din 7 meci erau 8 puncte. Păi noi îi facem ok, când a fost cu banii Luca, eu am ieșit și am spus, da, domnule, nu-i normal, dar era campioană. Păi noi îi luăm pe Jablonez acum, păi ce să mai spunem de Slavia Praga sau Sparta Praga atunci? Ce să mai spunem de echipele care sunt de Pilsen, de exemplu? Marius, scuză-mă că, dar am chiar curios să te întreb dacă tu ai senzația că ai picat când ai ajuns la CFR în interiorul unui conflict mocnit care a izbucnit și ai fost și tu victima. Nu, am făcut ceea ce am simțit. Am schimbat jucători care nu erau schimbați niciodată, credeau că sunt senator de drept și eu i-am schimbat și se uitau și minutul 80 la tabelă de ce îi schimbă minutul 80. Am schimbat jucători care nu meritau să joace și am băgat alții care meritau să joace, ceea ce unora nu le-a convenit. Dar eu ăsta sunt. Eu sunt corect și cine se antrenează bine și merită să joace, joacă. Eu nu sunt că ce am făcut acum 3 ani. Păi dacă stau să mă gândesc și că i-am scos pe West Ham United și că am ajuns în primăvara europeană, uita lumea ce s-a întâmplat acum 5 ani. Lumea te judecă acum, la prezent, în momentul ăsta. În momentul ăsta, Petrescu trebuie să-și închidă gurița. Să nu mai vorbească el de ce s-a întâmplat de Șumudică. Fiindcă Șumudică n-a vorbit de ce s-a întâmplat de Petrescu, ce s-a întâmplat cu Petrescu sau cu Edi Ordănescu. Dacă ne respectăm ca antrenori. Eu nu fac lucruri de genul ăsta, nu fac și nu le-am făcut la nicio echipă unde m-am dus. Eu n-am vorbit de foștii mei, de foștii mei colegi care au fost înainte. Nu este normal să faci așa ceva. Nu este normal să te ascunzi, că e posibil în minutul, la Botoșani ai ajuns în minutul 83 la poartă. Ai tras un șut, a făcut vrabia pe minge până a ajuns la poartă. Păi astăzi e posibil în prima reviză, n-ai trecut mijlocul terenului pe echipă de pe locul 11. Despre ce vorbim? Cine-i vinovat? Și-o mudică? Păi cu Steaua pregătim meci Petrescu și acum l-a pregătit cine? Păi înseamnă că astăzi am pregătit meciul și-o mudică. Când am pierdut, asta mai trebuie să mai spună. Și-o mudică a pregătit, domne, meciul. Așa. Păi chiar nu vedem, chiar nu, eu citesc, așa tâmpit cum sunt, eu mai mă uit pe niște poate comentarii. Poate el spune că a fost făcut greșit, poate s-a referit la transfer, nu neapărat la pregătire. Care transferuri au fost greșit? Păi voi plânge după Rondon, păi Rondon joacă ca la box, în Polonia la echipă nu promovată. El plânge după Rondon și spune mie de Rondon, despre ce discutăm? No, acum, plângem după Vinicius? Păi dar ce, despre ce vorbim? Păi uitați-vă la Buena care l-a băgat asta. Pe Buena are voie să-l intrase din echipă. Pe Buena a avut astăzi nu știu câte ocazii de gol. Păi l-a adus pe Buena, păi când l-a luat pe Buena, toată lumea buia Buena, nu știu ce. Păi eu dacă pierdeam meciurile cu Botoșan, Radu, dacă eu pierdeam meciurile cu Botoșan și pierdeam astăzi la Jablonez, păi mă distrugea presa, mă făcea. Dar eu aveam perioadă de caracter să nu spun că nu mi-a adus nu știu cine, nu știu ce, că n-am cheltuit pe transferul, că n-am putut, nu sunt genul ăsta de om și nu o să fac niciodată. Pe când alții tot pregătesc tot timpul. Jucăm în Cehia, o echipă care are o reprezentativă mai puternică. Sunt jucători de echipă națională are Jablonez. Care joacă titlar echipa națională la CT. Să vedem. Păi Omrani mai este Omrani care era de la începutul campionatului. Hai să fim serios, spuneți voi care sunteți în studio. Petrila mai este jucătorul care juca. Păi uitați-vă, luați toate meciurile, indiferent cu cât am câștigat eu la un gol diferență, eu jucam deschis, indiferent. Nu-i treaba, nu-i problema, el era filosofia mea. Dar eu aveam ocazii de gol. Noi duceam mingea prin trasee, ajungeam, aveam nu știu câte ocazii de gol. Păi cu Hagi, Hagi Liza a sus la poartă la noi, la CFR și am avut 10 ocazii de gol. Cu Craiova am luat goluri la far de fix, am avut 10 ocazii de gol. Păi dar despre ce discutăm? Da, vrea Iani să spună ceva, că rămăsese...
Marius, noi aruncăm pisica în grădina, nu, vizit vă de treaba ta, ești antrenorul CFR-ului, asumă-ți momentul de față. Okay. Nu spune ce a făcut Șumudică, că tu ești de 3 săptămâni, de 3 săptămâni. Bine, ca să, fi, ca să respectăm, Marius, păi, ca să respectăm, da. N-a rostit numele tău, da. Nu, evident. Dar și despre cine vorbești? Despre cine vorbești? Despre eu știu, poate despre Șumudică. Conducerea veche, nu știu, că păi, sunt zi iarăși. Conducerea veche care i-a luat 4 titluri? Păi vezi că băiatul ăsta, Marian Copil, eu n-am nicio treabă, eu l-am cunoscut acum. Bă, băiatule, băiatul ăsta nu dormea o oră pe noapte, două ore pe noapte, ce o digdea. Asta și-a muncit, era de dimineață până seara la club. Eu n-am nimic cu el, că nu voi mai lucra cu el. Eu îmi doresc să plec în străinătate, îmi doresc să antrenez în altă parte, nu mai îmi doresc să antrenez în România în momentul de față, fiindcă mi-am dat seama ce mi s-a întâmplat, ce mi s-a întâmplat acum și ce presiuni erau și nu mai vreau să mai spun unde se făceau grătarele, la cine se făceau grătarele acasă, cine era invitat și ce, că pe urmă dacă încep să spun și să dau drumul, ajung și la porecle, la iaurt cu prune, cum îi se spune antrenorului și nu știu ce și nu vreau să... Nu, dar nu cred că trebuie să intrăm în zone care nu sunt... Nu trebuie să intrăm în zona asta, dar dacă tot aruncăm pisica în curtea lui Șumudică și lui Marian Copilu, haide să fim oameni serioși, să ne respectăm munca, să nu vorbim despre fostul antrenor după 3 săptămâni. Pe 2 săptămâni, ce ai făcut mă cu ei? Marius, ce ai făcut mă Petrescu, că tu ești antrenor 2 săptămâni, ce ai făcut? Adică la meciul cu Steaua e călcat în picioare pe Steaua, de ce? Că te-ai dus tu la hotel și le-ai zis, haide mă băieți, bă, nu știu ce, păi dacă nu puteau... Păi și calul alergă, dar nu dă lapte, băi, Radule. Am înțeles, dar stai, calmează-te un pic, că vrea Ianis și trebuie să luăm și o pauză, îmi pare rău, dar asta chiar trebuie să o luăm, că e ca ghilotina. Radule, o lună de zile m-am calmat, dar nu-mi place să-mi arunce mie pisica peste gard. Că uite, acum am văzut cred că trebuie să luăm pauză, Ianis. Citeți comentariile și Facebook-urile și tot și vezi ce spune lumea. Am înțeles, dar trebuie să luăm pauză, Marius, că chiar ne taie. Spune da, repede. Vreau să spun două lucruri. Unu, eu am spus că echipa CFR-ului este o echipă din punct de vedere fizic, din punct de vedere static, adică ei domină duelul static, dar nu că nu e pregătită fizic. Bine. Faptul că sunt depășiți în viteză de cei de la Iabloneț... Domnul Ștefănescu a spus. Da, eu nu am spus. Și doi, legat de lot, astăzi au jucat 9 jucători care au jucat tot timpul sub comanda domnului Petrescu. Nu e un lot făcut de Șumi. Am înțeles, trebuie să luăm pauză. Petrila e jucătorul tânăr care a jucat. Trebuie să luăm pauză pentru că altfel o să luăm altceva. O să luăm oameni. Deci dacă mai vreți să discutați cu mine, puteți să discutați, eu vă aștept. Dar dacă vreți să-mi închideți gura... Nu vreau să închid, dar trebuie să iau pauză. Ce să fac? Nu eu fac, să știi planning-ul de pauză. Hai, stai în telefon. Luăm o pauză și revenim. Luăm o pauză. Câteva minute de emisiune, Marius Șumudică din nou alături pentru încheierea, pentru că a trebuit să întrerupem prea scurt ca urmare a pauzei. Da, Marius. Radu, doar o singură precizare vreau să mai fac, și anume, eu făcusem programul la echipă, le-am dat 3 sper, după care a urmat pregătirea cu Petrescu și au avut acel joc cu Gazbetan, care au călcat cu picioare, au bătut 6-0 și toată lumea, ce echipă avem, inclusiv antrenorul, ce nu știu ce, acum nu mai e selecția bună. Dați-mi voi răspunsul, că eu nu înțeleg. Da, așa se întâmplă. Lucrurile sunt și subiective. Știm. Păi nu sunt, dar te contrazici singur. Exact ce a zis Ianis. Sunt 9 jucători. Adică eu pregătesc 6-7 jucători, îi dai afară după listă, îl scoți pe Rodrigo, după listă, care juca, indiferent care la mine juca, bun, ți-ai adus mijlocașii care ai vrut tu, Boateng, Culio, Bordeianu, jucători. Păi ăștia cine i-a transferat și Șumudică? Nu i-am transferat eu. Păi lui Culio, lui Dan Petrescu i-a plăcut Culio meciul de azi. Păi foarte bine, foarte bine. Înseamnă că a jucat foarte bine. Dacă și lui a plăcut, poate și dumneavoastră v-a plăcut. Mie nu mi-a plăcut. Nu mi-a eu plăcut. Eu sunt un om care o spun pe față. Nu mi-a plăcut nici la Botoșani, cu treazia și cartonaș roșu. Nu mi-a plăcut nici astăzi. Dacă Culio la momentul ăsta merită să joace la CFR Cluj și pe un nu merită să joace, pe atunci trebuie să ne rupem carnetul de antrenori. Trebuie să ne rupem carnetul de antrenor fiecare. Dacă pe un nu merită să joace, pe un care acum o lună era selecționat la echipa națională, pe un era selecționat. Unde e Petrila în momentul de față? Că eu nu-l văd de 3 meciuri pe teren. Toată lumea spunea, păi Petrila cu mine era terenul. Păi dacă acum îl pui să-l aduci să facă fază de apărare, unde e Bilel? Păi Bilel cu mine când am plecat avea 3-4 goluri și 3-4 asisturi. Unde e Bilel? Că nu-l mai văd. Nici nu ajunge să dea un șut la poartă. Indiferent. Păi uitați-vă câte ocazii avea CFR-ul cu Șumudică și câte ocazii avea cu Petrescu. Și atunci faceți dumneavoastră socoteala. Păi astăzi și astăzi ocaziile care le-au avut, că au avut ocazii, păi le-au avut numai din faze fixe.
Pe atunci, știți cum se întâmplă? Eu am avut antrenor în Turcia care se ocupa de faze fixe. Păi du-te, bă, băiatule, și ocupă-te de faze fixe. Ai o zi pe săptămână și pregătești fazele fixe, dacă asta înseamnă un antrenor. Dar eu cred că un antrenor are o muncă mai complexă și nu vreau să vorbesc mai multe despre asta. Eu respect pe Petrescu, îi doresc bun, e continuare. Totuși un antrenor care a câștigat campionate, a ajuns în cupe europene ca și tine. Îi doresc baftă, îl respect, dar rog frumos și public fac lucrul ăsta în spațiu public, rog frumos să nu mai vorbească despre Șumudică și despre performanțele lui Șumudică la CFR. Câte au fost ele 7 din 7, ceea ce a făcut și că te-am dus, te-am dat șansa să joci în Conference League în momentul de față, unde tu, din păcate, azi vei pierdu cu o echipă mult sub nivelul CFR-ului și te rog frumos să nu mai vorbești despre mine și de fostul președinte. Vezi de treaba ta, să dea Dumnezeu să iei campionatul și să te bucuri de alea 21 de puncte care ți le-a lăsat și Șumudică în torpedo la mașină. Mulțumesc, Marius, mulțumesc pentru intervenție. Și eu vă mulțumesc și doresc baftă în continuare domnului Petrescu și să nu mai plângă, că deja și mie îmi cur lacrimile și trebuie să-mi pun niște picături după aia. Bine, mulțumesc. Seară bună, la revedere. Două minute mai avem, cred. Helmut. Crezi că mai să mai vorbească Dan Petrescu despre Șumudică după seara asta? Eu cred că da. Are dreptate opinia ta și Marius Șumudică în ceea ce a spus? În mare parte are. În mare parte are. Ianis? Un lucru vreau să spun și eu sunt antrenor și o să vedeți dacă o să mai antrenez și o să am ocazia. Niciodată nu o să spun de un fost antrenor că din cauza pregătirii fizice echipa arată rău. Indiferent cum ar fi odată ce ai semnat contractul, îți asumi lucrurile așa cum sunt și îți vezi de treabă. Și dacă este și dacă nu este așa. Părerea mea, trebuie să existe acest respect minim, toată lumea se leagă de această pregătire fizică, toți antrenorii din România, dacă dăm în spate declarațiile lor, când se întrerupe orice perioadă de două săptămâni cu echipa națională, auzim și de la antrenorii care sunt de câte 2 ani la acea echipă, spunând avem timp să reglăm acum și partea fizică. Dar timp de 2 ani, de cât timp ești la echipa aia, n-ai putut să o reglezi? Nu știu, asta e părerea. Ai vrut să spui ceva la un moment dat, acum e momentul. Nu. Era legat de ce spusesem înainte, de se legase domnul Șumudică, de ce zisesem eu. Pur și simplu, așa mi s-a părut, că CFR Cluj arată rău din punct de vedere fizic. Nu mă interesează absolut deloc cine va lucra, Petrescu, Șumudică, copilul, Varga, Gadola, Ioan Rus, mai știu, Vasile Dâncu și așa. Să fie sănătoși cu toții, să-și vadă de treaba lor. M-a surprins declarația lui Petrescu, pentru că nu, și eu zic că nu trebuia să facă treaba asta. Iar acum pe Marius Șumudică îl știm cu toții, e un tip impulsiv, ai văzut, s-a aprins dintr-o dată, a urmat pauza, după care s-a liniștit. Da, e stilul lui, mărturisesc, nu sunt fanul persoanei Marius Șumudică, îmi place antrenorul Marius Șumudică, da, asta e. Cred că antrenorii amândoi ne-au plăcut în diferite momente ale ultimilor ani și în diferite competiții. Dar poate să existe și un dialog dacă nu depășește măsura. Mulțumesc, Helmut, mulțumesc, Ianis, mulțumesc, Dan. Mâine începe noua etapă.